Este oficial. De sâmbătă 24 aprilie, la Deva va funcționa centrul de vaccinare anticovid drive-thru. Centrul de la Deva este primul de acest gen din țară, va funcționa în parcarea de la Shopping City, iar vaccinarea anticovid se va face direct din mașină. Sâmbătă la ora 10 vom începe vaccinarea din mașină în sistem drive-thru în centrul comercial de la intrarea din municipiul Deva. Va fi o acțiune unică, cel puțin în județul Hunedoara, dar cu siguranță și la nivel de țară. Suntem organizați așa cum trebuie toate instituțiile implicate și aici vorbim de instituția prefectului, Direcția de Sănătate Publică, Jandarmeria, Poliția, ISU, STS-ul, ca tot ceea ce înseamnă logistică pentru demararea acestei acțiuni să fie asigurată. Vom lucra în parteneriat și cu Crucea Roșie, vor fi suficienți medici, asistente, registratori și vorbim de 3 medici, 8 asistente, 2 registratori, vor fi 4 fluxuri de vaccinare. Așteptăm să vaccinăm cel puțin 500 de persoane pe zi. Vom demara acțiunea sâmbătă dimineața, cum am spus, la ora 10, dar vom continua atâta timp cât există nevoie în fiecare zi. În Deva, în județul Hunedoara, va fi primul centru de tip drive-thru din România care va avea activitate de vaccinare. Urmează și alte municipii și județe care vor organiza astfel de activități, cum ar fi municipiul București, probabil că undeva săptămâna viitoare, însă sunt, repet, în curs de organizare aceste centre și în alte județe din țară. Vaccinul administrat este Pfizer. Centrul drive-thru va fi deschis zilnic între orele 10 și 19, iar cele două documente ce trebuie completate se vor oferi la fața locului, dar pot fi descărcate și de pe site-ul Direcției de Sănătate Publică din județ, precum și de pe cel al Prefecturii Hunedoara. La acest centru vor fi 4 linii de vaccinare asistate de personal medical calificat, iar autoritățile estimează că se vor administra 500 de doze zilnic, numărul putând crește în funcție de solicitări. De asemenea, cei care doresc să se vaccineze direct din mașină la centrul din Deva trebuie să știe că nu au nevoie de programare, ci doar de un act de identitate, iar cu acesta se pot prezenta direct în parcarea centrului comercial pentru administrarea primei doze, rapelul urmând a-l face în aceeași locație. Aici se știe că în zona aceasta avem două benzi de circulație. Prima bandă va fi rezervată celor care doresc să ajungă în centru de vaccinare. Avem două zone de acces auto. Intrăm în zona de triaj. Aici, în zona de triaj, vom avea personal medical și inclusiv voluntari de la Crucea Roșie care ne ajută. Noi avem deja pus pe site-ul ASP și o să punem inclusiv pe site-ul prefecturii documentele, pentru că am dorit ca toată această acțiune să se desfășoare cât mai rapid. Se vor putea descărca documentele și pot să vină direct cu documentele la zona de triaj. După zona de triaj, când totul este în regulă, vor fi direcționați către zona de vaccinare. În zona de vaccinare am prevăzut 4 echipe vaccinatoare. Vor merge în paralel. Se vor vaccina toate persoanele din autoturism, deci nicio persoană nu coboară din autoturism. Vaccinarea se face strict a persoanelor care se deplasează cu autoturism. Nu poți să vii pe jos să faci vaccinarea. Deci strict în mașină, nu se coboară geamul și se vaccinează direct din mașină. Vom merge în paralel cu 4 fluxuri, deci 4 echipe vaccinatoare. După ce se termină partea de vaccinare, există zona dedicată pentru post-vaccinare de 15 minute. În perioada cât lumea stă în post-vaccinare, avem echipele din personal care vor tipări adeverințele și vor merge cu adeverințele direct la mașină, urmând ca după 15 minute să poată să părăsească zona. Noi am prevăzut aici, în zona de triaj, undeva la 30, putem să extindem până la 50 de mașini pentru a nu face coloane de mașini și a nu face ambuteiaje în zona de acces. Iar în zona de post-vaccinare putem să mergem până la 100 și ceva de mașini pentru post-vaccinare. În principiu ne dorim ca toată această acțiune să se facă cât mai rapid. Ca și program de lucru, vom începe la 10 dimineața. Noi am stabilit inițial ca ora 19, ora de final, dar în funcție de cât va fi de solicitat, se poate extinde această perioadă. Populația trebuie să vină, dacă poate, are posibilitatea să-și tipărească documentele
vine cu buletinul și cu documentele gata tipărite, care le lasă la zona de triaj. Dacă nu, vor primi documente și le vor completa acolo cu, la fața locului cu personalul medical. În rest, altceva nu trebuie să vină, se poate înscrie oricine, fără nicio restricție, nu contează din ce zonă vine, va fi vaccinat cu vaccinul Pfizer. Urmând ca rapelul, să urmeze aceeași procedură, să se prezinte la rapel, va fi notificat când trebuie să se prezinte pentru rapel. Cam asta ar fi așa pe scurt toate lucrurile. Sâmbătă dimineață la ora 10 vom da drumul oficial la centrul de vaccinare drive-thru. În momentul de față, în județul Hunedoara funcționează 15 centre fixe de vaccinare, ultimul fiind deschis chiar astăzi la Simeria, la care se adaugă și 4 caravane mobile care se deplasează la fiecare sfârșit de săptămână în diferite localități rurale.